Astăzi vă voi spune povestea lui Renato. El are doar 12 ani, dar chiar și la o vârstă atât de fragedă, când o vede pentru prima dată pe Malena, care are aproape de două ori vârsta lui, se îndrăgostește de ea. Iunie 1940, Benito Mussolini tocmai a declarat război Franței, iar părinții micuțului Renato îi cumpără prima bicicletă. Sărind pe calul de fier, băiatul se îndreaptă spre grupul său de prieteni, unul dintre ei îi face semn că se apropie Malena. Toți se așează și așteaptă ca fata să treacă pe lângă ei. După ce sar pe bicicletele lor, băieții o depășesc pe Malena și se așează din nou pe cărarea ei pentru a o privi pe fată. Malena este extrem de frumoasă și doar simpla ei vedere îl excită pe Renato. Noaptea băiatul nu poate dormi, în capul lui se învârt imagini cu Malena. Dimineața, gașca de băieți se odihnesc pe malul mării, iar unul dintre ei povestește că odată, pe când chiulea de la lecție, a trecut pe lângă casa Malenei, iar fata l-a rugat să meargă să cumpere țigări. Ea și-a deschis din greșeală halatul, sub care nu se afla absolut nimic, iar băiatul se învinovățește că a plecat pur și simplu, deoarece crede că a fost un indiciu de la Malena. Pentru prima dată, Renato decide să chiulească de la școală. Băiatul se urcă pe bicicletă și se duce acasă la Malena. Deodată, ușa se deschide și Malena apare pe verandă, îi cere lui Renato să se ducă să cumpere niște țigări. Apoi îi dă banii, dar accidental scapă monedele jos, dar acestea erau doar visele lui Renato. Băiatul duce costumul tatălui său la un croitor și îl roagă să-l modifice după măsurile lui Renato. Când băiatul ajunge acasă, primește bătaie de la tatăl său, care a aflat că Renato a chiulit de la ori și i-a furat costumul. Iar băiatului este rușine să meargă în pantaloni scurți, pentru care este în mod constant luat în râs de prietenii săi. Noaptea, Renato evadează pe fereastra camerei sale, iar când ajunge la casa Malenei, băiatul se urcă într-un copac, ale cărui ramuri cresc lângă pereții casei fetei. Renato smulge unul dintre niturile de la obloane și prin gaura făcută o privește pe Malena, care stă întinsă pe pat și ascultă știrile la radio, deoarece soțul fetei a plecat la război. A doua zi, Renato a tras din nou cu ochiul la Malena și a revenit și noaptea aici. După ce pune discul în player, fata începe să danseze, luând o fotografie a soțului ei și ținând-o aproape de ea, imaginându-și că Nino este acum cu ea. Dimineața, Renato merge la magazin, de unde cumpără același disc. Înainte de a merge la culcare, pornește discul și își imaginează că Malena intră în camera lui, iar el o atinge ușor pe fată, apoi o dezbracă. Gașca de băieți în călduri o așteaptă pe fată pentru a se holba din nou la ea, iar Renato, sub pretextul că trebuie să plece urgent, îi lasă pe băieți și pleacă în oraș pentru a urmări pe Malena. Mergând pe strada principală, fata atrage privirile celorlalți. În timp ce continuă să o urmărească pe Malena, Renato află că fata vizitează apartamentul altcuiva. După școală, băiatul o întâlnește din nou pe Malena în piața centrală. Localnicii șușotesc despre fată, crezând că este o curtezană. După ce a aprins putere, Renato decide să meargă spre Malena, dar fata nu-l bagă în seamă. După ce o urmărește, Renato află că Malena vine din nou în același apartament. Hotărând să afle pe cine vine să vadă fata, Renato se urcă pe poartă. El descoperă că Malena este în vizită la tatăl ei surd, un profesor de latină. Noaptea, Renato nu poate dormi din nou și se imaginează cu Malena. Dimineața, Renato află de la prietenii săi vestea că soțul Malenei a fost ucis în război. În piața centrală are loc o adunare în care vestea este anunțată tuturor locuitorilor, exprimându-și compasiunea pentru Malena. Dar femeile din localitate șoptesc că este timpul ca fata să găsească pe cineva care să îi încălzească patul noaptea. Renato se duce la apartamentul tatălui Malenei. Băiatul o observă pe fata întinsă pe pat și plângând moartea soțului ei. Intrând în cameră, Renato se așează lângă Malena și o sărută pe buze, apoi îi promite că va fi mereu lângă fată. După înmormântarea lui Nino, zvonurile despre Malena încep să se răspândească prin oraș. Luând apărarea ei, Renato le face rău celor care le-au răspândit. Când ajunge la casa Malenei, el fură hainele fetei care se usucă după spălare. După ce a uns arcurile patului, Renato sare în pat cu Malena toată noaptea, dar fata nu știe nimic despre asta. Dimineața, tatăl lui Renato intră în cameră și găsește lingerie de femeie pe fața băiatului fericit.
Pentru asta bărbatul își pedepsește fiul închizându-l în cameră și blochează fereastra. După câteva zile de grevă de foame, un medic ajunge în casa lui Renato. După ce l-ascultă pe băiat, acesta recomandă să-l lase pe Renato să iasă în stradă, deoarece băiatul are nevoie de aer curat. Când Renato ajunge la casa, Malene descoperă comportamentul ciudat al bărbaților din oraș, deoarece au început jocurile matrimoniale pentru inima Malenei. La școală, în timpul unei lecții de latină, profesorul tatăl Malenei primește o scrisoare anonimă în care îi se spune că fiica sa se culcă cu tot orașul. Noaptea, Renato se grăbește să ajungă la casa fetei, unde Malena își petrece timpul cu un ofițer militar. Renato insistă pentru o nouă întâlnire, deoarece au trecut 10 luni de la înmormântarea soțului Malenei. La ieșirea din casa fetei, ofițerul se întâlnește cu un dentist local care se îndreaptă spre casa Malenei pentru a se căsători cu ea, iar între cei doi are loc o luptă pentru inima fetei la care Renato asistă. Bătaia este oprită de soția dentistului, care își pălmuiește soțul și o acuză pe Malena de desfrânare. Dimineața, zvonurile se răspândesc în tot orașul, că fata are doi amanți deodată. Ajungând la tatăl ei, Malena nu poate intra în apartament, deoarece bărbatul a schimbat încuietorile ușilor, nevrând să-și vadă fiica din cauza acelui bilet anonim. Malena urmează să fie judecată pentru aventura ei cu dentistul, din cauza căreia familia doctorului s-a destrămat. Pentru apărarea ei, fata apelează la un avocat. Când judecătorul o întreabă dacă dentistul a petrecut serile cu Malena, fata spune că s-au întâlnit o singură dată, ceea ce stârnește agitație în sala de judecată. Dar numai că, potrivit Malenei, dentistul nu o vizitase mai mult de 5 minute, deoarece ea aducea doar medicamente pentru tatăl ei surd. În ceea ce privește locotenentul cu care s-a întâlnit Malena, ofițerul a fost transferat în Albania din cauza relației sale cu fata, iar înainte de asta a fost interogat, unde a spus că întâlnirile lor cu Malena au fost doar prietenești și că nu s-a întâmplat nimic imoral în timpul acestor întâlniri. Avocatul spune că singura vină a Malenei este frumusețea ei și din această cauză toată lumea este geloasă pe ea, răspândind bârfe pe la spatele ei. Seara, Renato merge din nou la postul de observație. Sărbătorind victoria sa în instanță, avocatul dansează cu Malena, apoi începe să se dea la fată. Malena îi dă bani, dar el îi aruncă și spune că serviciile sale valorează mult mai mult, rugându-o pe fată să se căsătorească cu el și trăgându-i hainele de pe ea. Renato nu apucă să privească, căci creanga pe care stătea băiatul se rupe. După aceea, Malena nu mai apare pe stradă, iar avocatul o vizitează des. În oraș circulă zvonuri că Malena se pregătește să se căsătorească cu avocatul, iar băiatul nu înțelege cum de acceptat, pentru că porcul ăsta nu se spală niciodată și miroase urât. Avocatul se duce la mama sa pentru a obține binecuvântarea ei de a se căsători cu Malena, dar femeia la lungă, nevrând ca această femeie libidinoasă să poarte numele de familie al tatălui avocatului. Vine momentul în care Renato își cumpără în sfârșit pantaloni. În acest moment, în oraș circulă zvonuri că mariajul dintre Malena și avocat s-a încheiat. După ce o urmărește pe fată, Renato descoperă că aceasta se întâlnește cu un localnic care aduce mâncare Malenei, deoarece nimeni din oraș nu-i vinde mâncare Malenei și nimeni nu o angajează. Pentru un sac de făină și pâine, bărbatul vrea să fie plătit în natură, dar un raid aerian inamic îi obligă pe toți să se ascundă de bombardament. Cadavrul tatălui Malenei este scos de sub dărâmăturile unei case distruse. După înmormântare, Renato se duce să o supravegheze din nou pe fată, iar noaptea o mașină se apropie de casa ei. Cineva din cartier îi aduce Malenei mâncare și cafea, pentru care fata se dăruiește lui. Bărbatul promite să revină în fiecare marți, fapt pentru care Malena îi cere să nu uite să aducă mâncare. Dimineața, fata apare în piața centrală, și-a tăiat părul lung și l-a vopsit castaniu, ceea ce o face și mai frumoasă. Se așează la o masă și scoate o țigară, adunându-i imediat în jurul ei pe bărbații care îi țin un foc. După încă puțin timp, băiatul observă pe Malena în compania unor ofițeri germani și își imaginează pe fată servindu-i pe ofițeri și Renato leșină.
Mama băiatului crede că Renato este posedat de un demon și de aceea invită exorciștii să alunge spiritul malefic. Dar tatăl băiatului este sigur că Renato este doar în creștere și are nevoie de o femeie. Bărbatul duce pe Renato la un bordel unde toate fetele îi amintesc de Malena, iar printre ele remarcă o singură fată care îi atrage imediat atenția, iar în sunet de explozii băiatul devine bărbat. Trupele aleate sunt întâmpinate în piața din centrul orașului. Femeile decid să se răzbune pe Malena, o tărăsc în piață și o bat, iar apoi îi taie părul de pe cap. După ce o maltratează pe Malena, o trimit departe, Renato o urmărește și află că Malena părăsește orașul. După un timp, Nino, soțul Malenei, sosește în oraș, care se presupune că a fost ucis în război. Nino și-a pierdut brațul și apoi a fost capturat, dar acum întors în oraș, ofițerul nu-și găsește soția și nimeni nu-i poate spune ce s-a întâmplat, iar casa lor este ocupată de refugiați. După ce s-a urcat într-un copac cunoscut, Renato îi aruncă o scrisoare lui Nino, în care îi povestește că Malena i-a fost credincioasă tot timpul. În viața ei s-au întâmplat o mulțime de lucruri, dar în tot acest timp Nino a fost considerat mort. După spusele lui Renato, fata a plecat la Messina, asta e tot ce știe, iar după ce s-a urcat într-un tren, Nino pleacă după ea. Trece exact un an, în oraș clocotește o viață cumpătată, dar deodată toți locuitorii îngheață văzând-o în piața centrală pe Malena cu soțul ei Nino. Prietena lui Renato nu înțelege de ce toată lumea se uită fix la Malena. Ea apare în piața locală și femeile care au bătut-o cu un an în urmă se hotără să vorbească cu ea și să o salute, iar Malena le salută și ea. În acel moment, femeile îi oferă să cumpere legume la o reducere bună, iar una dintre ele chiar îi dă și o jachetă Malenei și spune că poate să dea banii înapoi când va avea. Apare Renato și începe să o urmărească din nou pe fată. Malena se îndreaptă spre casă, dar își scapă geanta care este plină cu fructe. Renato aleargă la ea și o ajută să adune tot ce se afla în geantă. Apoi urează Malenei fericire. Aici filmul ajunge la sfârșit. Vă mulțumim că ați urmărit videoclipul până la sfârșit. Scrieți în comentarii cum vi s-a părut filmul și ce credeți despre Renato și acțiunile locuitorilor acestui oraș. Și nu uitați să vă abonați la canal, iar eu merg spre următorul film. Pe curând!